Vine chirurgia estetică ca o filosofie a celei plastice? Da, pe de o parte, dar nu neapărat. E foarte diferită de ceea ce facem în chirurgia reconstructivă. Chirurgia plastică e, de fapt, cea cu direcție reconstructivă, reparatorie. E un domeniu mai comod din punct de vedere al programării intervențiilor, pentru că nu faci gărzi. Deci e o chirurgie la rece, programată, știi, cu o lună înainte la ce oră vei opera un pacient, ce operație vei avea de făcut. Ai tot timpul să îți pregătești tot necesarul pentru acea intervenție. Deci nu mai este ritmul acela alert din spital, cu nopți nedormite, cu luat masa când ai timp 10 Cu minute, foarte puține cu informații despre foarte. pacientul Da. respectiv. Și mai ai confortul de a lucra într-un mediu care, din păcate, la spital nu-l poți avea curat și cu tot instrumentarul și toată tehnica de vârf la dispoziție. Lucruri care, într-adevăr, costă, dar îți menajează nervii. Am fixat cadrul general, avem ideea de pornire. Dacă toți acești pași sunt urmați, de ce se ajunge la intervenții cu un rezultat nereușit? Discuția dintre medic și pacient are loc, pacientul înțelege, medicul de asemenea înțelege dorința pacientului. Ce se întâmplă? Sunt două lucruri diferite. Deci ai complicațiile pe care le poți avea în orice intervenție chirurgicală. Mă refer aici la sângerare, la infecții, la, știu eu, incidente intraoperatorii. Acestea se pot întâmpla în orice gen de chirurgie. E drept, lucrând într-un mediu foarte curat și strict controlat în privat, infecții nu mai ai, că totul e foarte bine verificat, dar poți avea o sângerare, de exemplu. Nu cred că există un chirurg care să nu fi alergat cu mașina prin oraș la 2 noaptea pentru că a fost sunat că un pacient sângerează și trebuie să reintervii în urgență pentru a rezolva situația. În afară de aceste complicații generale, în chirurgia estetică, există rezultate cu adevărat suboptime, dar mai există și situația în care, în ciuda discuțiilor pe care le ai cu pacientul, deși ca și chirurg ești mulțumit de rezultatul intervenției, pacientul este nemulțumit pentru că el își imagina lucrurile altfel. Undeva, dreptatea e la mijloc, pentru că fie nu te-ai făcut suficient de bineînțeles asupra limitelor la care poți să duci lucrurile, fie pacientul are un fel de wishful thinking, deci tu îi explici, pot să fac asta și asta și asta, și pacientul îți spune, da, poate puțin așa. Nu, pot să fac. Dar măcar puțin. Nu. Doar atât se poate face. Dar chiar dacă. Lăsați că vedeți în timpul operației, poate Da, reușiți. ei, exact. Chestii de genul ăsta. Adică, dacă lucrurile nu sunt foarte bine stabilite înaintea intervenției, poți avea și eventual semnate. Poți avea situații de genul acesta. O altă sursă de discuții o reprezintă o intervenție cu rezultat reușit și pentru chirurg și pentru pacient,
Iar la consultația de peste 3 luni, de exemplu, pacienta apare, de exemplu, nemulțumită. Da? Ce s-a întâmplat? Erați mulțumită? Da, da, o prietenă de-a mea mi-a spus că arăt rău, că... sau soțul e nemulțumit, sau cineva îi schimbă și da, asta da, este da. O sursă de conflict. De aceea e bine ca lucrurile să fie și discutate, dar și semnate, pentru că ca și pacient vei fi mai greu dispus să accepți că ți-ai schimbat părerea ulterior odată ce lucrurile au fost semnate. Dacă n-ai făcut lucrul acesta decât verbal, verba volant. Mai este și o categorie? Categoria de rezultate cu adevărat nereușite sau complicații care sunt obiectivabile. Ce înseamnă eșec pentru dumneavoastră? Care este operația eșuată? Operația eșuată este, de exemplu, o operație definitiv eșuată e greu să ai în chirurgie estetică, pentru că chiar și într-un rezultat inițial prost, mai poți să reintervii, să faci un retuș, să îmbunătățești lucrurile, să rezolvi situația. Dar poți să ai o necroză cutanată. Deci, pur și simplu, la un lifting facial sau la o abdominoplastie sau la o ridicare de sâni, poți să ai o necroză, de obicei, parți celară, mică, știu, de dimensiunea unei monede sau puțin mai mari, a tegumentului. E o problemă serioasă care necesită un tratament specific, care se poate întinde pe o durată de timp de câteva luni, care poate necesita una sau două sau reintervenții pentru a rezolva situația. De multe ori știm că există acest pericol. De exemplu, în cazul necrozei, în general, mari fumători, chiar dacă se opresc din fumat cu câteva săptămâni înainte, situația lor vasculară rămâne una mai puțin bună. Și atunci există acest risc pe care îl prevedem. Odată ce ai avertizat pacientul că poate interveni o astfel de complicație și în momentul în care i-ai explicat și modalitatea în care se poate rezolva o astfel de complicație, pacientul în general decide pentru continuarea demersului în vederea tratamentului și realizarea intervenției chirurgicale. Astfel încât dacă lucrurile nu merg în direcția fericită, pacientul e liniștit, i s-a spus că poate apărea această situație, că lucrurile sunt rezolvabile și atunci ai cooperare din partea pacientului și lucrurile sunt destul de bune în condițiile date. Dacă însă nu ai anunțat pacientul de posibilitatea unor astfel de complicații, e mai greu să explici ulterior că, vedeți, se putea întâmpla, dar nu v-am spus. Ați făcut această greșeală? Da, am făcut-o. Am făcut această greșeală. Nu intenționat, dar am spus, aia nu, nu o să se întâmple, nu are cum. Pentru a nu-l speria, probabil. Nu, pe... efectiv, în mintea mea, nu, niciodată nu am făcut lucrul acesta de, intenționat pentru a câștiga un pacient, pentru că mi se pare necinstitor cum ai luat. Dar ești practic obligat să spui pacientului complicațiile mai frecvente, care pot apărea cu probabilitate mai mare și uite că am căzut în păcatul de a crede că nu o să mi se întâmple. Nu, uite că se întâmplă.